Bună, Cristina! Te Bună, salut! Nadia! Te felicit pentru că tocmai am absolvit cursul de Practitioner Coach, seria 31. Te rog să te prezinți, cum te cheamă, câți ani ai, unde locuiești și ce meserie, ce profesie ai în momentul actual. Deci mă numesc Foca Maria Cristina, am 40 de ani, am un salon de manicură, pedicură și locuiesc în Cipru. Wow! În Cipru locuiesc, în Limasol. Minunat! Da. Ce te-a determinat să vii la acest curs de practitioner coach și ce te-a făcut să o alegi pe Loredana? Pe Loredana am ales-o de la analiză tranzacțională, dinainte de analiză tranzacțională, pentru că am auzit de ea de la un prieten, de la un coleg, de fapt, din Academie, care mi este și prieten. Și tot vorbind cu el, am vrut să știu cât mai multe. Și am început să ascult foarte multe video cu Loredana, adică devenise ca o obsesie pentru mine să aflu cât mai multe. Deci, cred că le știu pe toate pe din afară. Cred că le știu, doar astea noi ce le-a scos acum nu le știu, dar restul dinainte le știu pe din afară. Fost o persoană care am plâns foarte mult la viața mea și nu știam de ce. Și acum plâng iarăși, dar știu și de ce, știi? Și am vrut să aflu de ceurile astea toate, am vrut să fiu cât mai aliniată cu mine, am vrut să văd de unde vine nemulțumirea mea și acum știu de unde vin toate astea, deci și nu mă opresc aici. Vreau să urmez, deci următorul meu curs este de reprogramare mentală. Reprogramarea, cum se spune? Cred că am zis bine. Este cursul de anul viitor, reprogramare NLP sau Reprogramare, vindecare emoțională da. din toamnă, da? Reprogramare a minții sau cum se spune? Reprogramare mentală Mental, prin ok. tehnici NLP. Da, o să intru la cursul ăsta neapărat și asta a fost. Am vrut să știu de ce, am vrut să știu ce fac bine, ce fac nu bine. Am vrut să-mi învăț stările, am vrut să fie lumea lângă mine fericită, pentru că eu sunt o persoană care vreau să-i fac pe alții fericiți, dar nu să fie ceva obositor pentru mine, știi? Pentru că am obosit, deci obosisem. Și acum, da, știu și motivul a fost să scap de rănile astea, să mi le tratez, știi? Să înțeleg de unde vin ele. Și pentru că știu din academie și am văzut și am muncit cu mulți colegi și am făcut o grămadă de sesiuni și mereu mi s-a părut minunat să fii coach și să poți să pui atâtea întrebări, știi? Mie îmi place să pun întrebări. Îmi place mult să pun întrebări, că așa o să aflu multe chestii. Și ăsta este motivul. Super. Ce te-a impactat cel mai mult în acest curs și cum te simți acum la final de 5 zile de învățătură intensă? M-a impactat foarte tare faptul că am căzut la sesiunea cu Loredana, la TIS. Asta a fost un impact foarte mare pentru mine, pentru că mi s-a schimbat clar viziunea, mi s-a schimbat. Am avut onoarea să fac sesiune cu Loredana Lattice. Mi-am dorit-o foarte mult chestia asta. Mi-am dorit-o dinainte cu o zi, îmi propusesem în mintea mea că o să fac o sesiune cu ea. Plătită, da? O să plătesc și o să fac o sesiune. Și uite că a stat foarte tare și a cincea zi, astăzi, parcă și că a fost scoasă pentru mine. Pas cu pas, tot ce aveam eu în sesiunea aia, tot ce am vorbit în sesiunea aia, mi l-a scos pas cu pas astăzi, știi? Și e interesant, am ținut minte, deci să nu uit niciodată la aprofundare, chiar dacă am ceva în celelalte zile, dar nu cred, eu cred că o să fiu prezentă de fiecare dată, dar neapărat duminica va fi ziua mea specială, știi? Pentru că este punctul la care lucrez acum foarte mult. Pentru că am spus, vreau să dețin 100% controlul. Și astăzi ziua de astăzi a fost să dețin eu controlul 100%. În toate. Fiecare și-a pus ceva în gând. Eu știu ce mi-am pus în gând și deja am pașii. Asta m-a impactat foarte, foarte, foarte tare. În afară de toate 5 zile au fost un impact pentru mine. Dar cel mai tare a fost sesiunea cu Loredana și ziua de azi. Deci deja ți-ai făcut o ancoră. Da. Te felicit. Mulțumesc. Super. Unde, când și cu cine îți dorești să folosești cunoașterea acumulată în acest curs? Unde, când și cum? Și cu cine? Deci, unde?
O să folosesc cunoașterea asta mea cu toată lumea din jurul meu. Mi-am propus să fac o pagină, o pagina mea, în care să fac video motivaționale și zi de zi ce fac eu să pun acolo. Și oamenii care sunt interesați, am să fac cât mai multe, o să dau cât mai mult accept la prietenii, ca oamenii să poată să urmărească ce fac eu. Și când, asta am spus, începând de mâine și fiecare zi, fiecare zi pentru totdeauna. Nu am o persoană anume cu care vreau să lucrez. Înainte, deci la primul meu curs, de exemplu, m-aș fi dus eu pe mama de mânuță, pe sora mea de mânuță, pe fratele meu de mânuță. Nu, ei știu ce fac eu și dacă vor să afle ce fac eu, pot să vină să mă întrebe. Pentru că Nadia, eu i-am sufocat cu iubirea mea ani de zile, pentru că așa am știut eu să iubesc. Știi? Acum poți să te iubești și tu de ce că ești departe. Nu, eu te iubesc pe tine și de aici. De aici, de aici, iubirea mea ajunge la tine. Nu trebuie să vin până la tine ca să-ți demonstrez că te iubesc. Și prin asta voi face acțiune. Voi face acțiune așa. Și am să împart la toată lumea tot ce știu eu. Super! Te felicit! Îți doresc succes! Ție la fel, deci, mulțumesc! O întrebare necesară, dar cred că și-a găsit răspunsul, dar în cuvintele tale este mai de folos. Consider că am meritat investiția făcută! Eu am spus de la primul curs, am spus că este mic prețul care îl plătim pentru câte informație primim. Da? Deci, care aș face-o, deci, întotdeauna. La primul meu curs am făcut tot ce am putut să fac banii aia și să fac cursul. Acum, pentru mine, știi cum este acum? Banii de curs sunt puși deoparte. Deci, sunt acolo. Nici o treabă, nu mă interesează absolut nimic. Banii pentru dezvoltarea mea personală sunt puși deoparte. Și așa voi face mereu. Și da, a meritat investiția și este un lucru care l-aș face, știi? Dacă mă întorc înapoi, acum 2 ani, l-aș face din nou și din nou. Și dacă aș... Deci să știu că e 3.000 și să știu că... Nu că 3.000, 5.000, deci nu are valoare. Pentru mine, îți dai seama că schimbă viața. Ce schimbă viața? Te trezește la viață. Deci... S-au spus atâtea în sesiunile astea, s-au spus atâtea în Academie. Păi poți să ieși cât mai rău posibil din stările tale, din gândurile tale, din câte se pot întâmpla. Eu nu mă văd fără cursurile astea. Eu nu mă văd fără cursurile astea. Deci s-a schimbat radical viața mea și merită investiția, 100%. Cu toată inima mea o spun că merită. Merită. Așa e. Și eu sunt de acord cu tine. Da. Da. Te rog să lași la final un mesaj pentru Loredana, un mesaj pentru colegii din Academie și un mesaj pentru oamenii care ascultă pe YouTube sau unde au ascultat și care nu sunt în Academie și nu știu despre ce vorba. Ana. Pentru mine Loredana este o femeie atât de specială. Are atât de multă dăruire în ea și are atât de bine le explică, te implică. Și vreau să mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce a făcut, pentru participarea ei în viața mea, știi? Participarea ei activă în viața mea, pentru că au fost momente când am trimis un mesaj și mi s-a răspuns, sau am avut o întrebare și mi s-a răspuns. Ori ei personal, ori în un act. Tot ce ea a făcut, o felicit din tot sufletul și Dumnezeu să o aibă bine pentru mulți ani de zile de acum încolo, că prea mult bine face. Și chiar astăzi, în cursul de astăzi, la fel mă gândeam și eu ca ea că prea ne dai toată informația ta, știi? Dar chiar ne dai toată informația? Nu mai ții nimic pentru tine? Și după aia venea ea și zicea, știi, și explica. Îmi explica exact mie gândurile. Cum poate să împartă cu atâta iubire? Și o felicit pentru asta. Și da, sunt mândră. Sunt mândră că o cunosc și mă pot lăuda cu asta, știi? Că eu am făcut cursul cu Loredana Latis și sunt mândră de Loredana Latis, știi? Sunt mândră de ea și o îmbrățișez și îi mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce a făcut pentru mine. La colegii din Academie le transmit că sunt foarte norocoasă. Sunt prieteni dintr-o dată, da? Prieteni sinceri,
în care mă încred 100%, mă simt specială în academia asta, specială că lucrez cu ei, mă simt importantă, mă simt vizibilă, da? Ascultată, și asta le mulțumesc la fiecare în parte, pentru că fiecare în parte pune cât un pic la creșterea mea și la creșterea celor din jur. Și îi iubesc pe fiecare în parte. Sincer, dacă ar fi să iau fiecare coleg în parte, la fiecare am câte ceva frumos de comentat. Da? N-am interacționat cu toți, dar eu iubesc pe toți. Cred că iubesc pe toți, iubesc. Acum înțeleg și eu pe Loredana când zice că iubește și pe ăla și pe ăla, știi? Da, o înțeleg acum. Nu înțelegeam la început. Așa. Mă lași că iubești pe toată lumea, deci pe bune. Nu, acum iubesc și eu pe toată lumea, știi? Și văd altfel e viața când iubești pe toată lumea, știi? Da. Și la oamenii care mă ascultă acum, aș avea mesajul care aș vrea să-l transmit este să-și asculte stările, emoțiile, stările, gândurile, să se asculte pe ei însiși, pentru că dacă stai un pic să observi, atunci când zici, wow, ce am făcut aseară, ceva rău am făcut aseară, știi? Dacă stai să conștientizezi ce ai făcut aseară și te gândești la asta, ajungi să nu mai faci chestia aia, știi? Sau să nu te mai pui în situația aia. Și vorbește cu tine. Adică vorbește, răspunde-ți. Nu te mai biciui. De exemplu, ai făcut ceva, să zicem. Ascultă-te. Ce poate fi mai rău, de exemplu? Ideea este omul să se asculte pe el. Că întotdeauna sufletul îi spune. Sufletul mereu îi spune. Tu nu ești bine aici, tu nu ești bine așa, tu nu ești bine, tu nu te simți bine, nu ești mulțumit. Sufletul vorbește, dar ca să-l asculți, trebuie să te întorci spre tine și să nu mai fii mereu spre afară. Deci ce aș spune oamenilor, le-aș spune doar să se asculte pe ei, să se asculte și să se mintă singuri, știi? Oamenii să mint singuri. Lasă că merge și așa, lasă că pot și așa, o să treacă și asta, o să treacă și ailaltă. Nu, ideea este să identifici care este nemulțumirea și să o faci să fie mulțumire. Să o faci să fie mulțumire, pentru că poți să o faci. Chiar stând în același loc, poți să faci să fie dintr-o stare de nemulțumire să fie mulțumire. Poți asta. Și cursuri sunt peste tot, Loredana există, este aici cu noi și ok, oriunde, să cauți informație, să cauți să investești în tine. Poți să înveți astăzi atât de simplu o grămadă de chestii. Uite, de exemplu, eu am zis că o să-mi fac o pagină cu video motivaționale, da? Care oamenii se pot inspira de la mine, cum fac pașii, ce fac. Știu eu, ce am învățat și eu, da? Cum pași mici de bebe. Și asta, cam atât am de spus. Sunt foarte multe de spus. Aș vrea să spun eu multe, multe, multe pentru oameni. Și pe oamenii îi iubesc pe toți și îi mulțumesc, le mulțumesc că există. Loredana, îi mulțumesc că există în primul rând. Mulțumesc Universului că a scos-o în calea mea. Așa. Și toți oamenii sunt minunați și geniali și sper ca toți să se trezească oarecum. Cât de curând. E frumos, foarte frumos, Cristina. Da. Mulțumesc pentru cuvintele tale minunate. Mulțumesc pentru că ai sintetizat așa frumos toată experiența ta de când ești în Academie și, cu adevărat, doar auzindu-te pe tine deja prindem curaj și cei care nu știu devin curioși. Așa da. E. Mulțumesc. Îți doresc vreau să împart și ție, Nadia, și te îmbrățișez cu drag și îți mulțumesc și ție pentru tot și te iubesc. Și eu te iubesc. Vă iubesc. Seară frumoasă și baftă în toate. Pa, pa. Pa, pa.